Boier Moflea. Eu. Nu eu. Poruncă Maria ta. Acum sunt Maria ta, eu sunt Maria ta. Mă flatulez. Păi ce să-ți poruncești că ție? Mă amărâtule, spală-mă pe picioare. Boier Moflea. Da, Maria ta. Eu sunt Maria ta. Tu trebuie să zici asta. Poruncă Maria ta. Adică nu mai ești Maria mea, ești Maria ta. Și bagabante și Maria asta sare de la unul la altul, așa, Maria, suntem șogori, Maria. Boier Moflea, termină că stai capul. Da, îmi tai capul, normal că îmi tai capul, că ești gelos ca să rămâi tu singur cu Maria, dar bine zic, poruncă-mă Maria ta. Așa? Nu pot să zic Maria ta, pot să zic altfel, Cerasela ta, poruncă Cerasela ta, poruncă Tamara, poruncă Elisabeta Polichroniadea ta. Boier Moflea, da. Sună-l pe postelnicul Tudor și întreabă-l ce... Ce prost ești, îl întreb, ce prost ești. Păi cum să-l sun Maria ta, Cerasela ta, dacă nu s-au inventat telefoanele, Elisabeta ta? Păi normal că nu s-au inventat telefoanele, că și dacă se inventau, eu aveam primul telefon. Sună-l pe trompetă. Păi eu n-am trompetă, Maria. Vrei să-ți dau eu trompetă? Normal, te pricep. Ești cel mai mare trompetist, dar trebuie să o dezinfectezi, Maria, dacă îți pui gura pe muștucul ăla, să sare bale ca la melc, așa, să faci. Nu răspunde. Nu răspunde. Nu, cred că e în ședință. Sau fi la veciu. Sau i s-a descărcat trompeta, Maria, ta. E pe silent. Sunt trompete chinezești, Maria, dar să strică repede. N-am cum să... De unde să... Cam să... Mm-hmm. Boier Moflea. Da. Ia informează-mă, ce mai e prin țară? Păi, ce să fie Maria ta, Elis? Liniște și pace. Au invadat tătarii. Cum liniște și pace dacă ne-au invadat tătarii? Păi da, Maria ta, dar trebuie să stea 14 zile în carantină, Maria. După aia, dacă le iese că sunt negativi, atunci de-aia ne invadează. Până atunci nu stau, sunt consemnat. De unde știi tu toate astea, Boier Moflea? L-am prins pe un tătar de-al lor, Maria, dar cred că era colonel ceva pe la ei. De unde știi că e colonel? Așa ar striga lumea. Nelu. Venea de la colonelul, Nelu. Uh-huh. Nel. Un Nel tătar? Nel tătar. Uh-huh. Și cum arată acest Nel tătar? Nu știu, Maria, dacă avea mască pe figură. De ce? Ci că să-l apere de triburile invadatoare. Ce triburi? Perfizii, guvizii, covizii. Păi atunci ia să vorbim cu acest Nel tătar să ne dea și nouă măști. L-ai întrebat de unde le are? Da, ci că are nevastă sau o farmacie în vas lui. Le vinde cu 15 lei bucata. Maria ta, ori 4 de bucăți pe zi, 60 de lei, ori 30 de zile, 1800 de lei de căciulă. Maria ta, sunt bani frumos. 1800 de lei de pe lună de căciulă? Ăștia-s proști? Nu, noi suntem proști. Ei le vând noi cum ofercerii. Boier Moflea? Da. Să aduni oastea cea mare a țării. Trebuie să ne luptăm cu tătarii. După ce ies din carantină, bineînțeles. Da. Câți oșteni avem? Păi la buletinul de astăzi, de la ora 1, aveam 4100. 4100 și... Și restul unde sunt? Restul la ATI, Maria ta. Uh-huh. Și cine conduce oastea țării? Sunt generalii noștri, bravii noștri, generali neaoși de aici. Un ungur, un neamț și un sirian, Maria. Adică? Cu Orban, cu Iohannis și cu Arafat. Maria ta. Păi și cine a ales acești generali în fruntea poporului? Poporul, Maria ta, poporul. Dacă nu l-a dus capul, Maria ta, era plecată, eu dormeam, cine să-i apere, Maria ta? Asta e, măcar să ne conducă bine în lupta cu tătarii. N-auzi că sunt la ATI? La ATI? Oștenii sunt la ATI. M-ai omorât cu ATI-ul ăsta, ce înseamnă? ATI? Arafat tătarul Iohannis. ATI. E firma lor, Maria ta. Eu zic să nu ne băgăm. Nu ne băgăm, Boier Moflea. Nu ne băgăm. Dar pe ei putem să-i băgăm? Să-i băgăm, Maria ta. Să-i băgăm. Cerasela ta. Să-i băgăm în Elisabeta Polichroniadea sau unde să-i băgăm, Maria ta? Unde să-i băgăm? Înainte! Păi, stai, Maria ta. Înainte sunt mamele lor, acolo? Acolo, înainte! Vin și eu, descurcă-te. Fraiere.
Macarena cu pia pe alegria, Macarena subscribe, Macarena.